Taur, aceasta este talara pentru voi pentru luna martie. Să vedem care este energia generală în această lună pentru voi. Am extras mai multe cărți de tarot, o să le citești pe celelalte, dar să vedem care sunt cărțile pentru energia generală. Avem aici valetul de monede, 10 de bâte, prințul de cupe și 4 de cupe. Ok. Cu valetul de monede și cu 10 de bâte, văd că ai muncit la ceva sau continui să muncești la ceva care te pasionează, care îți place, ceva care, în care ai investit foarte mult timp, poate ai investit multe sentimente, poate o relație, în orice caz ceva de lungă durată, simt aici ceva mai puternic, statornic, cu valetul de monede. E ceva la început, poate un proiect, poate la locul de muncă, pe partea asta de carieră, dar cu prințul de cupe și cu patru de cupe văd și ceva sentimente investite aici și ceva emoții, trăiri. Parcă nu vezi sfârșitul acestui proiect cu 10 de bâte aici. Poate că încă nu vezi anumite lucruri întâmplându-se, dar cu valetul de monede iese o carte bună. Și cu prințul de cupe, ești pe drumul cel bun, cel puțin pe partea asta de carieră, pe partea asta profesională, poate un proiect ceva mai amplu, care poate îți dă și bătăi de cap, simți așa puțină agonie, poate puțină de liniște într-un fel sau altul, că nu ești acolo unde ți-ai propus, dar trebuie să continui să perseverezi, să fii perseverent, să fii în continuare dornic de a învăța lucruri noi. Să te axezi pe această șansă, pe această reușită, este ceva aici care îți atrage atenția într-un mod deosebit în luna martie. Poate, cum am și zis, este un proiect, este ceva la muncă, carieră, cu 10 de bâte, poate ar trebui să o lași mai moale, să nu îți testezi limitele atât de mult și să apreciezi totuși că ai ajuns destul de departe cu valetul de monede aici, ai ajuns destul de departe, ești pe drumul cel bun. Cu prințul de cupe poate ai de-a face cu cineva dintr-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, cineva, poate partenerul de viață dispus să te ajute sau un prieten, o prietenă, cineva care vrea să te înveselească, să ți ofere un sprijin, ai parte de sprijin această lună, așa simt, ești sprijinit. Să vedem la capitolul surprize în această lună. Să vedem cărțile de tarot. Ok, prințul de săbii, trei de monede, șapte de săbii, surprize, vizualizare aici, imaginație, atenție, experiență, manifestare. Ok, momentul acesta, clar îți dorești ceva cu orice preț. Deci manifestezi ceva în viața ta în acest moment. Sau ai manifestat de-a lungul timpului și în sfârșit parcă începi să vezi că roadele muncii tale dau un sfârșit, într-un fel sau altul puțin succes sau câștigi ceva, poate, da, chiar câștigi ceva în această lună. Poate atenția prietenilor tăi, poate, cum am și zis, sprijin, ceva cu atenție, poate trebuie să fii mai atent la ceva, să fii mai atent la oamenii din jurul tău, pentru că avem aici șapte de săbii, prințul de săbii, este cineva poate mai direct, un prinț de săbii poate ești tu, poate asta este energia ta, dorești foarte mult să iei din plin această oportunitate. Acest hobby, o pasiune, e o pasiune la care muncești foarte mult, la care visezi, care te atrage foarte mult și vrei cu tot din adinsul să o pui în practică pentru că ai în minte exact cum vrei să arate acel proiect. Cu șapte de săbii, poate că este cineva care ascunde niște lucruri de către tine, s-ar putea să fie cineva la locul de muncă cu șapte de săbii aici. Așa că mare atenție la oamenii din jurul tău în această lună. Nu este cineva care este pe față, da. Este cineva care ascunde anumite lucruri aici. Sau poate tu nu vezi anumite lucruri așa cum ar trebui. Nu simt neapărat că este o persoană. Poate să fie ceva ce tu n-ai văzut cum trebuie, că tot avem aici vizualizare. Poate că n-ai
realizat anumite lucruri sau n-ai văzut anumite lucruri așa cum sunt și acum ele ies la suprafață și s-ar putea să mai ai ceva de muncă la ele. Probabil la acest proiect cu 10 de bâte, cu 10 de bâte aici, clar, deci poate este un proiect, o muncă ceva mai ceva mai de lungă durată, da, ceva la care investești mai mult timp, poate și mai alte resurse financiare, mă rog, și poate că încă n-ai văzut nu știu, anumite cheltuieli și acum ies la suprafață, dar poate să fie și în cazul unor persoane care au mințit, care au trădat, au manipulat și așa mai departe, cum am zis la locul de muncă, poate cine știe lucrezi într-o echipă, colegi, colege, habar n-am. Cu prințul de săbii acolo este cineva totuși direct, deci poate asta este energia ta sau poate ai de-a face cu mai multe persoane în această lună, o persoană care minte, care nu e pe față și o persoană care este foarte directă. În orice caz, aici am ies zodii de aer, în evidență, gemeni, vărsător, dar și balanță. Să vedem la capitolul iubire. Cum stai? Ok, avem Marea Preoteasă. 10 de bâte din nou. Eremitul. 3 de cupe. Ok, în luna asta văd că ești înconjurată de oameni. Eu așa simt, cum am și zis, prieteni. Deci simt și aici ideea de prietenie, de oameni. Și cu 3 de monede și cu 3 de cupe aici, clar ești înconjurată de oameni în această lună, deși tu simți că ai vrea să fii puțin lăsat singur, cred că vrei să-ți pui ordine în gânduri, este ceva care te frământă aici cu 10 de bâte, clar este ceva aici care te face să fii foarte responsabil, să ai foarte multe responsabilități, să strângi niște lucruri, să pui capăt unor lucruri, probabil pui capăt unui proiect destul de amplu, o pasiune, cum am și zis, poate această relație este oarecum bătăi de cap sau este vorba despre o persoană. Simt așa că muncești oarecum pe cont propriu și îți dorești într-un fel să muncești pe cont propriu, dar aici văd că ai nevoie și de ajutorul prietenilor. Cu Marea Preoteasă trebuie să-ți asculți foarte mult intuiția, mai ales la capitolul iubire, pentru că despre iubire este vorba aici. Deci să-ți asculți foarte mult intuiția în această lună, pentru că tu știi cel mai bine ceea ce este bine pentru tine, mai ales la capitolul iubire. Poate că muncești cot la cot cu partenerul de viață la ceva amplu. Simt că ești sprijinit, ai parte de sprijin în această lună, că ești foarte... Ești totodată atent la ceva, muncești la ceva, poate pe cont propriu, dar ai spus cuiva despre acest proiect, adică ești înconjurat de oameni care știu ce planuri ai, ceva de genul, așa știi, așa simt. Și poate că unii oameni poate vor să-ți pună bețe în roate, deci mare atenție și la chestiile astea, dar pe ansamblu ești pe drumul cel bun sau ești pe cale să termini ceva, un proiect, ceva, poate ceva care ți-a dat mult de furcă în această relație, un obstacol și așa mai departe, sau această conexiune, această persoană și să pui în sfârșit capăt pentru că este până la urmă aici 10 de bâte, deci se termină ceva, este sfârșitul a ceva mai amplu, ceva care te-a secat într-un fel sau care te-a făcut să muncești mai mult, să depui mai mult efort. Aici, ca zodii, ce mi se în evidență fecioară, poate ai de-a face cu o fecioară, din nou o zodie de apă, rac, zodia de apă, dar și pești. Da, pești. Ești așa într-o stare de izolare, dar nu știu, nu într-un mod negativ, ci îți dorești chestia, adică vrei să fii puțin lăsat singur pentru că vrei să faci ceva pe cont propriu, vrei să îndeplinești ceva pe cont propriu. Și poate că este mai bine așa, dar totodată văd aici și o petrecere, o întâlnire cu prietenii. Poate întâlnești pe cineva prin intermediul prietenilor dacă ești singur sau singură. O apropiere, oameni care te sprijină, cum am și zis, dar da, mare atenție și la oameni. La oamenii din jurul tău, mai ales la partea asta profesională. Să vedem carieră. Ok. Avem aici temperanță.
Asul de săbii și 7 de monede. Clar, tu ești într-o perioadă de asta de stand-by, așa, de așteptare. Nu știu, parcă aștepți să sculegi roadele, aștepți să se termine un obstacol și să înceapă ceva nou, diferit, cu asul de săbii, poate o nouă conversație, o nouă idee, poate că încă aștepți acea, da, vizualizezi acea scânteie, acea idee, ceva nou, să se reîmprospăteze cariera, partea asta profesională, de ce nu? Cu temperanța, un echilibru aici, poate un săgetător, poate un săgetător o să-ți aprindă așa un beculeț în minte, o idee, ceva să-ți ofere o idee nouă, de ce nu? Și astfel să te gândești la ceva nou, să pui în aplicare, deși partea asta profesională, singura partea asta profesională îți dă mult de gândit în această lună. Profesional, mă rog, tot ce ține de carieră, de partea asta financiară, hobby-uri, pasiuni, ceva de genul. Și acestea pot fi incluse aici. Da, este cu asul de săbii acolo ceva nou, ceva diferit, inedit, pot să zic, ceva, o scânteie. Care poate e o cale de mijloc, temperanța. Poate găsește o cale de mijloc la aceste obstacole, la acest obstacol, nu neapărat obstacol, la aceste responsabilități, la cum să te împarți mai bine, cum să împarți sarcinile mai bine, cum să faci față greutăților, responsabilităților din viața ta, poate și în relația de cuplu sau, mă rog, partea asta afectivă. Te văd o persoană practică în această lună. Să vedem alte mesaje importante. Frumos. Regina de bâte. Soarele. Și 2 de monede. Poate că oscilezi între două lucruri în această lună. Nu știi ce alegere să faci. Te gândești la mai multe. Ai mai multe opțiuni în minte. Da, ești foarte împărțit așa multe segmente din viața ta, multe locuri, cu multe persoane, ești înconjurat de foarte multe persoane, probabil faci parte din mai multe cercuri de prieteni și așa mai departe, deci s-ar putea să dorești să fii oarecum și flexibil, dar totodată te văd să fii mai interiorizat în această lună. Să cauți liniștea în singurătate sau pe cont propriu, ceva de genul și cred că e mai bine așa într-un fel sau altul pentru că ai pui oarecum sau ai pus multă presiune pe tine în ultimul timp și nu ți-ar prinde mai mult timp liber pentru tine. Cu regina de bâte poate ai de-a face cu zodii de foc, deși zodii de foc îmi este în evidență, leu în mod special. Berbec sau din nou săgetător, deci poate ai de-a face cu una dintre aceste zodii și simt așa că ești foarte înconjurat de oameni, oameni care vor să te ajute într-un fel sau altul, dar și oameni, cum am și zis, cu 7 de săbii aici, care nu-și arată adevărata față, dar cu soarele, o împlinire, o satisfacție, o bucurie imensă în această lună. Deci toată munca ți se va răsplăti. Nu este în zadar, ți se va răsplăti și vei fi foarte fericit, foarte mândru. Probabil acest efort a cerut o dualitate, o parte complexă a ta sau a cerut să fii foarte complex, să fii foarte diferit, să fii foarte inovativ. Cu valetul de monede aici, clar, o să sinchezi energia ta de a învăța, de a culege cât mai multe informații și de a le pune în practică. Și probabil asta ai și făcut, ai pus în practică foarte multe lucruri, ai fost flexibil. Cam atât pentru tine, îți doresc o lună extraordinară, îți mulțumesc că te-ai uitat, noi ne revedem data viitoare, pa!